Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi s-a terminat săptămâna 25 din sezonul 4 din Otto Slăbește. Urșii mei, bine ați venit la singura transformare live, singura transformare documentată în care vedeți absolut toate mesele din fiecare săptămână și singura dietă apicolă pentru că suplimentele mele sunt doar apicole. Este ceva extraordinar, nu ați mai văzut așa ceva, nu s-a mai făcut așa ceva până acum și nu cred că o să se facă și vreau să vă spun încă de la început că săptămâna asta a fost senzațională. Am reușit să ajung la 46 de kilograme slăbite. Peste 46 de kilograme slăbite, urșilor, chiar dacă nu am fost la sală. Am slăbit foarte, foarte mult și săptămâna aceasta, făcând doar mers. O să vedeți tot ce am făcut în această săptămână și toate mesele pe care le-am avut și cântarul oficial, bineînțeles. O să luăm în ordine cronologică cu toate zilele din această săptămână și o să vă găsiți inspirația, o să vă găsiți motivația și sunt convins și am încredere în voi că o să faceți și voi o transformare corporală, poate chiar mai șmecheră decât a mea. Bună dimineața! Începem săptămâna 25 din singura transformare documentată în care vedeți toate mesele din fiecare săptămână, singura dietă apicolă pentru că folosesc numai suplimente apicole, cu o cafea, cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că este foarte, foarte bună și foarte sănătoasă. Avem aici păstură, o să mănânc și o linguriță de păstură, pâinea albinelor, este foarte bună pentru proteină, are peste 35% proteină și câte două lingurițe de apicomplet. Apicomplet este un supliment făcut de noi, este special pentru că are toate produsele de la stup, de la albine, este ceva extraordinar. Nu uitați să consumați și voi câte o linguriță de miere, câte o linguriță de păstură sau câte o linguriță de polen, sau dacă nu vă luați un borcan din ăsta de apicomplet și băgați 2-3 lingurițe, dacă vreți să fiți puternici și sănătoși ca niște urși, exact ca și mine. S-a făcut ora 10:30 și este timpul pentru prima masă a zilei. Avem aici un platou foarte mare, mi-am pregătit un nou fiert, avem niște brânze de oaie, avem ceapă de la noi din grădină, avem un cârnat de la garniță făcut de părinții mei de astă iarnă, avem o roșie imensă, avem 3 felițe de pâine pe care le-am uns cu salată de icre. Am încercat să pun cât mai multe legume, vedeți, avem foarte multă roșie, avem și o ceapă, roșia asta cred că are vreo 300 de grame, dar roșia are foarte puține calorii, are până în 30 de calorii, la fel ca și ceapa, brânza asta are mai multe calorii, pentru că este de oaie și pentru că este telemea, este mai grasă, are undeva la 300-350 de calorii, dar am sub 100 de grame aici oricum, oul are 75 de calorii, are și el proteină, la fel ca și brânza, grăsimi, cârnatul la fel are undeva la 300-350 de calorii pe 100 de grame, foarte multă proteină și pâinea asta are proteină, deci avem o masă completă, o masă foarte mare, avem și grăsimi și proteine și carbohidrați și legume, micronutrienți, exact ce trebuie pentru a începe ziua de astăzi, iar peste o oră după ce o să mănânc o să-mi iau antibioticul și vom sta acasă până miercuri inclusiv pentru că nu vreau să plec de acasă până nu termin antibioticul, nu vreau să mă duc la sală să stau în aer condiționat. În schimb o să încerc să merg, o să încerc să fac pași pe aici prin curte, să merg o oră sau două ore chiar și dacă transpir să mă schimb imediat și vom vedea ce vom reuși să facem și săptămâna aceasta. Ia uitați urșilor, am terminat de mâncat absolut tot, mi-am luat mâncarea aici la mine la laptop sus și vreau să vă spun că am calculat așa în mare caloriile, cred că am avut undeva în jur de 800 de calorii. 800 de calorii, vă dați seama, numai pentru micul dejun. Știu, este enorm, vă pare foarte, foarte mult, dar știți care este faza? Astăzi se face frumos afară și v-am zis, vreau să merg vreo 2 ore prin curte, vreau să mă plimb, vreau să fac cardio, să merg, să ard foarte multe calorii. Eu în 2 ore de mers fac undeva la 14.000 de pași și ard în jur de 700-800 de calorii. Deci toată masa asta practic o să o ard. Peste o oră să mă apuc de mers și toată masa asta o să o ard până să iau următoarea masă, da? Rotarea masă, masa de prânz. Știu că vi se pare mult, știu că foarte mulți sunteți adepții să săriți peste micul dejun sau să mâncați un covrig la serviciu sau într-un spre serviciu și să beți o cafea, dar asta este cea mai mare prostie pe care puteți să o faceți. Din contră, trebuie să mâncați mult, trebuie să mâncați, să vă simțiți bine, nu neapărat cât mănânc eu, că poate mulți nu aveți masa mea musculară, poate mulți nu ardeți câte calorii ard eu, dar trebuie să mâncați, frate, 400, 500, 600 de calorii, da? Trebuie să mâncați. De ce? Pentru că după aia vă apucă toate poftele noaptea. După aia la prânz știți cum faceți? La prânz mai mâncați o salată, da? Dimineața mâncați un covrig, la prânz mâncați o salată, ziceți, mama, am început ziua super bine, am mâncat atât de puține calorii astăzi, după aia seara pe la 6-7 ajungeți acasă,
vă pregătiți masa sau faceți o comandă de pizza pentru că aveți foarte multe calorii rămase în rezervor, da? Și ce faceți? Mâncați o pizza de 1500 de calorii seara, după care spuneți, a, pizza asta are vreo 700 de calorii, când colo ea are dublu. După care vă mai comandați și o clătită sau vă mai mâncați un desert, mai mâncați niște napolitane, mai mâncați o ciocolată, mai băgați încă vreo 500 de calorii și ajungeți la 2000 de calorii. Și înainte de somn, bineînțeles că iar vă pocnește foamea și iar mai mâncați vreo 1000 de calorii, mai ungeți 2-3 felii de pâine cu unt, mai puneți și niște dulceață, mai faceți un ceai sau ce mai mâncați voi și uite așa ajungeți să consumați 3000 de calorii între ora 8 și ora 12 noaptea și n-ați făcut nimic, o să vă îngrășați, după care o luați de la capăt. Intrați într-un cer din ăsta vicios în care credeți că dacă începeți ziua fără să mâncați, la prânz mâncați foarte puțin, să vă păstrați caloriile pentru seara, este bine. Însă nu este bine, credeți-mă. Dacă ai 3 mese pe zi și mănânci 800 de calorii, sunt 3 ori 8, sunt 24, da? 2400 de calorii. Mai arzi 5-600 de calorii, faci mișcare și aia e, frate, slăbești, care e problema? Și credeți-mă, este mult mai bine, mai ales pentru a preveni prostiile astea de ronțăit noaptea, pentru a preveni poftele astea dinainte de somn. Asta vreau să vă spun, chiar dacă vi se par multe calorii, să știți că toate caloriile astea o să le ard, o să le ard în 2 ore de mers și până la următoarea masă, da, până la masa numărul 2, eu practic o să fiu pe zero cu caloriile astăzi. Deși am mâncat foarte multe calorii acum, am mâncat în jur de 800 de calorii. Încercați să nu mai săriți peste micul dejun, încercați să mâncați forțat cât de cât acolo, 400-500 de calorii, da? Încercați să mâncați fructe, să mâncați legume, cum am mâncat, mi-am pus foarte multe roșii, mi-am pus ceapă, mi-am pus alimente sănătoase, mi-am pus ou fiert, mi-am pus brânză de oaie. Într-adevăr, unele sunt mai bogate în calorii, dar asta aveam prin frigider și de asta mi-a pus poftă astăzi. Nu mănânc în fiecare zi la fel, nu mănânc calculat, să-mi calculez fiecare gram de mâncare, să-mi cântărez mâncarea. Mănânci să te simți bine, mănânci ceea ce îți place și cu cât vei mânca mai mult și nu vei sări peste mese în timpul zilei, cu atât vei avea șanse mai puține să nu faci binge eating noaptea, adică să nu rup frigiderul în două, adică să nu poți să adormi din cauza poftelor și din cauza foamei și să dai năvală în frigider și să consumi o grămadă de prostii, de dulciuri și să-ți iei 2-3000 de calorii exact înainte de somn, exact când nu ai nevoie de ele și stai ca prostul toată ziua, faci mișcare, dacă faci mișcare, stai ca prostul înfometat, pierzi o grămadă de ocazii pentru a crește masa musculară, pentru sinteza proteinelor în corp și mănânci noaptea foarte multe calorii și în loc să slăbești, îngrași și pierzi și masă musculară. Aveți foarte mare grijă la chestia asta, da? S-a făcut ora 3 urșilor, este timpul pentru a doua masă a zilei. Avem aici o ciorbiță de porc. Ia uitați, cu foarte multe bucățele de carne de porc, cu foarte multe legume. Este o ciorbă foarte bună. M-a ținut foarte bine masa dinainte. Chiar dacă am mâncat mult, acum este ora 3, vă dați seama, de la 10:30. Am făcut și 2 ore de mers. Am reușit să merg 14.000 de pași. Am ars foarte multe calorii. Am ars undeva între 700 și 800 de calorii. O să mănânc cu 2 filuțe de pâine, din asta neagră, și la desert avem pepene. Avem acolo un sfert de pepene, l-am tăiat așa frumos cu bulețe și asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Foarte multe lichide, după cum puteți vedea și ciorba are foarte multe lichide și pepenele ăla are foarte multă apă, așa că este un volum foarte mare de mâncare, dar foarte puține calorii. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 7:30 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici o mâncărică de dragavei, este foarte bună mâncărica asta de dragavei, are foarte puține calorii, este asemănătoare cu spanacul, numai că este mai acrișor. Avem foarte multă cărniță din asta slabă de porc, da, mușchiuleț afumat de porc, ia uitați, n-are deloc grăsime. Genul ăsta de mâncăruri sunt foarte, foarte bune pentru a slăbi și pentru a fi sănătoși, pentru că 400 de grame de mâncare din asta are decât 100 de calorii. La fel de bine puteți să faceți mâncare de ciuperci, mâncare de fasole verde din aceea teci, mâncare de spanac și alte tipuri de mâncare făcute așa din legume, da? Puteți să puneți și ceapă, la fel, ceapă are foarte puține calorii, 20-30 de calorii, ca și roșia. Puteți să puneți și niște usturoi dacă vreți. Sunt foarte, foarte bune mâncărurile astea și pentru a fi sănătoși și pentru a slăbi, pentru că puteți mânca foarte mult și luați foarte puține calorii, da? Eu o să mănânc cu un colț de pâine neagră și la desert avem cireșe. Cireșe de la noi din curte, avem aici aproximativ 1/2 kg. Astea o să le iau sus la mine la laptop după ce termin de mâncat mâncarea.
șosele ronțe, uitându-mă la televizor sau la laptop, mă uit la ceva. După cum puteți vedea, am foarte multă mâncare aici, am peste 1 kg de mâncare și foarte puține calorii, pentru că și cireșele au în jur de 60 de calorii pe 100 de grame, deci jumătate de kilogram au în jur de 300 de calorii. Aici avem maxim 300 de calorii și cu pâinea asta nu depășim oricum 700 de calorii tot ce avem aici și avem peste 1 kg de mâncare, da? Și lucruri foarte sănătoase, nu neapărat că avem mâncare multă, dar avem și lucruri foarte sănătoase, pline de vitamine, de minerale, de fibre. Avem și proteină, avem și carbohidrați, da? Nu mă feresc de pâine, mănânc și pâine. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă pe la ora 10-11 la noapte. S-a făcut ora 11 noaptea și este timpul pentru a patra masă cu proteină și ultima masă din această seară. Avem o budică proteică cu 40 de grame de proteină de la Dr. Oetker, are 400 de grame și 330 de calorii. Și lângă avem o banană pe care o voi mânca în combinație cu budinca asta. O banană destul de mare, cred că are și asta vreo 100 de grame, 100 de calorii. În total avem peste 400 de calorii, aproximativ 430 de calorii și 500 de grame de mâncare, da? Și ce mâncare? Ceva dulce, ceva foarte, foarte bun, pentru că astăzi nici nu prea am mâncat dulciuri, dar în schimb am mâncat foarte multe fructe, ceea ce este foarte bine pentru că sunt foarte sănătoase și au puține calorii. Am mâncat foarte bine pe zi, de aceea, vedeți, la ultima masă nu trebuie să exagerez, nu rup frigiderul în două. Am o masă normală, o masă decentă de 430 de calorii. Vă urez poftă bună tuturor și somn ușor. Ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, haideți să pregătim cafeluța, să o îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță și să luăm produsele apicole, suplimentele apicole, păstură și apicomplet. Și apoi trebuie să mergem să ne pregătim micul dejun pentru că trebuie să luăm antibioticul. Ia uitați, mai avem aici 2 zile. Astăzi iau două și mâine iau două. Și gata, după aia terminăm. Asta este a doua folie de Augmentin. Am mai avut aici o folie. Se fac 7 zile și terminăm și cu astea. Deja mă simt mult mai bine, însă nu vreau să mă duc la sală până nu termin cu antibioticul, pentru că nu vreau să recidiveze boala. Haideți să vedem că a venit și băiatul de la fancurier să ia coletele. Ia uitați, avem 4 colete, să le consumați cu plăcere, numai bine. Haideți, urșilor, că am reușit să-mi fac și eu micul dejun, este nebunie, ați văzut, a venit și băiatul de la fancurier, exact când făceam micul dejun, aveam ouăle pe foc, am făcut aici niște ouă alergate cu brânză de oaie, am pus și o ceapă de la noi din grădină, am pus și 3 ciuperci și le-am amestecat foarte bine în tigaie, am pus și un cărnat, l-am tăiat feliuțe subțiri, nu știu dacă se vede, nu știu ce arăt, nu focalizează. Aici avem o felie de pâine de brutărie, că nu mai am pâine din aia feliată. Am tăiat și o roșie foarte mare și ăsta va fi micul meu dejun. Încercați să băgați cât mai multe legume așa prin ou, pentru că ele au foarte puține calorii, da? Puneți niște ciuperci, puneți niște ceapă, niște ardei grași, ce vă place vouă. Nu e nicio problemă. După aia mai puneți și niște legume lângă, castravete, roșie, pentru că astea au foarte, foarte puține calorii. Mă duc să mănânc, pentru că după aia trebuie să plec la Vâlcea și după aia când mă întorc trebuie să fac un program de antrenament pentru un client al meu. Alex, te salut dacă te uiți la clipul ăsta. Așa că avem foarte multă treabă astăzi. Mai am și o comandă de dus la Vâlcea, trebuie să-mi iau și șeful bucătar de la serviciu. Deci este o zi plină, suntem foarte, foarte ocupați, da? Și vreau să mai fac și un clip pentru voi să-l vedeți joi. Vă pup, poftă bună, ne vedem la următoarea masă. Plecăm la Vâlcea, urșii mei, pentru că avem de dus o comandă la cineva acasă, la un client de-al meu. O să o livrez personal. Ia uitați, este căpăceală la 800 de grame. Este foarte, foarte bună căpăceala asta pentru gât, pentru dinți, pentru dantură, pentru carii, pentru plămâni, pentru sistemul respirator. Este extraordinară, se mestecă exact ca și fagurele, dar este o ceară mult mai fină și este foarte, foarte bună, da? Dacă vreți și voi să comandați, o găsiți pe site-ul meu www.mieretvo.ro, iar dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea sau din Băbeni, vă aduc eu personal comanda acasă pentru a scuti niște bănuți la transport. Dacă sunteți din alte orașe, faceți o comandă acolo pe site și vă trimitem coletul prin fan curier. Acesta va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare. Vă mulțumim frumos tuturor care comandați și care cumpărați produsele noastre foarte bune. Numai bine vă doresc, sănătate! Ia uitați-mă, fraților, 330 de lei coșul ăsta. Incredibil ce s-au scumpit chestiile la Carrefour. Foarte scumpe.
S-a făcut ora 4 urșilor, mi-e foame de mor, abia am ajuns acasă, am fost și la cumpărători, am stat foarte mult în trafic pentru că se lucrează pe drum. În fine, mi-am pus aici pentru a doua masă ultima porție de dragavei cu cărnițe din astea de porc. O cărniță de porc foarte bună, v-am mai arătat-o, eu nu prea mai stau așa multe bucățele, dar asta este. Mi-am pus aici și un colț de pâine, este o pâine foarte moale, am cumpărat-o acum de la Carrefour. Ia uitați, din asta este. Carrefour, pâine cu făină Graham, da? Este o pâine super bună și super proaspătă, super moale. Mâine am vorbit cu șeful meu bucătar și o să-mi fac mâncare de varză, la fel, foarte bună, varză călită. Este extraordinar de bună pentru slăbit, pentru că are foarte puține calorii. Varza are undeva la 30 de calorii, poate chiar sub 30 de calorii pe 100 de grame. Și vă dați seama, mâncați tot așa 500 de grame de varză, vă luați 150 de calorii. Deci e fantastic. Dacă puneți și carne din asta slabă și nu puneți ulei în mâncare, este o mâncare extraordinară. În fine, o să vă arăt mâine. Astăzi trebuie să-mi facă ciorbă pentru că am rămas și fără ciorbă, să vedem dacă apucă să o facă până la următoarea masă. Vă urez poftă bună. Am făcut până acum 7.000 de pași, puțin peste 7.000 de pași, adică am mers o oră și mai vreau să mai merg încă o oră, să trecem de 14.000 de pași ca și ieri. Ieri am ajuns la 15.000 până seara. Duminică la fel, am făcut 15.000 de pași și încercăm să facem toată săptămâna, da? 14-15.000 de pași, adică 2 ore de mers. Pentru că nu mai mergem la sală și nu mai mergem pe bandă, pe plan înclinat, așa că trebuie să facem vreo 2 ore de mers ca să echivalăm cu o oră de plan înclinat, să ardem undeva la 700-800 de calorii, da? Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă sau, mă rog, la următorul desert, următoarea gustare, pentru că vreau să mănânc și fructe, la fel cum am mâncat și ieri, vreau să mănânc foarte multe fructe. Dar o să vă arăt când o să vină timpul, pentru că nu știu ce o să mănânc acum. Am și cireșe, am și banane, am și kiwi, am o grămadă de fructe, da? Nu-i să cumpere! La mâncare! Noi, azi e păcat, român, dacă nu ce vrea, să vadă cu ea, nu cumpără. Nu cumpără, da. Și asta ți-ar trebui e bună că ai pus untul, pui pe unda. Dar cea de asta care mi-a zis, care îmi place mie. Rapiță, cea de rapiță da? Este tartinabilă. Asta, uite-o. Deci, nu e tartinabilă aia, rapița e tare, e... E singura mea. Bine, tartinabilă nu se întărește. Rămâne așa și are și moleculele sunt foarte, foarte, foarte mici. Păi, uitați așa, că am să fac acum demonstrația, dacă este groasă sau este subțire, da. Păi eu sunt și... Am luat atunci asta. Uite, e foarte tare. Da. Cine zicea că e tare? Da, nu, eu țineam într-un de ăsta unde mai la vreo 15 grade și să mai tăia. Așa, deci, eu iam... Ca să o vândă, pe și el de ea, asta ia faguri. Dar câți oameni au venit și cât de mult au cumpărat. Le place, le plac produsele noastre. Hai să adunăm niște cireși acum urșilor că au plecat musafirii, au plecat clienții. Ia uitați câte cireși are ăsta. Și gândiți-vă că am cules duminică 3 găleți din alea mari. Extraordinar și încă mai sunt, dar na, nu prea se văd acum pe cameră. Și mai avem unul aici, tot așa mai mare, dar ăsta e mai de soi. E mai bun, are cireși mai mari, cum erau aia mici 3. Asta așa să vă arăt. Ia fiți atenți aici. Ia uitați ce mari sunt astea. Înțelegeți voi? Astea sunt soi mai buni. Fraților, foarte multe putrezite în copac. Uitați-vă și voi. Este putrezită în copac. Extraordinar așa ceva. Cireșe mari, cireșe frumoase. Asta e fain, asta nu e putrezită. Ia uitați ce mișto e. E incredibilă. Uitați-vă și voi cât unghia mea mare. Cât unghia de la dejdu mare, mai mare. Am strâns câteva, o să mai strâng puține și după aia mergem să le spălăm și să le mâncăm. Ia uitați, urșilor, am strâns cam 1 kg de cireșe. Îmi pare rău că multe putrezesc, vedeți? Ia uitați, și asta, dau să o mănânc, vă dați seama. Alea putrezit de rău, nu le mănânc. Le-am aruncat. Ia uitați, și asta. Stau lângă altele care putrezesc, se ating așa un pic de ele și încep și ele să putrezească. Da, sunt foarte, foarte bune. Sunt extraordinare. Cireșe proaspete din copac. Așadar, să nu vă fie frică de fructe. Acum este ora 5 jumătate. A trecut o oră și ceva, chiar două de când am mâncat.
Mie nu-mi fermentează fructele în stomac, puteam să le mănânc imediat după ce am mâncat dragaveiul, însă am avut musafiri, am avut clienți și de aceea mănânc acum. Până la urmă nici nu contează când mâncați, important e să mâncați, da? Să mâncați fructe, fraților, că nu îngrașă, nu fructoza din fructe ne îngrașă, nu zahărul din fructe ne îngrașă. Astea sunt prostiile antrenorilor de fitness și prostiile nutriționiștilor care vi le bag în cap. Facem cardio prin grădină, urșilor, prin curte, să facem și astăzi 14-15 mii de pași și ia uitați ce avem aici. Ia uitați, smeura. Mamă, cât de frumoasă e. Ce bună e. Doamne, doamne. Fructele astea sunt minunate. Așa mișto e vara, că poți să slăbești foarte ușor, pentru că apar tot felul de fructe foarte bune. Și ai ce să mănânci. Efectiv, ai ce să mănânci. Iarna e mult mai nasol din punctul ăsta de vedere. Plus că e frigul care, na, mi-e dă senzația să mănânc mai mult, mai gras. E foarte nasol iarna. Nu mai îmi place deloc iarna. Îmi place vara. Îmi place să fie cât mai cald. Astăzi a fost super, super cald. Am transpirat foarte mult, dar am reușit să beau și foarte multe lichide. Până acum am băut deja 4 litri de apă. Fantastic. Ce mai zic de fructe? N-am mai pus la socoteală lichidele din fructe, da? Foarte mișto. În fine, am primit o veste nașpa. Trebuie să mai aștept. Ciorba mea este gata. Șeful meu bucătar mi-a spus că la ora 9 este gata ciorba. Ceea ce îmi dă puțin planurile peste cap, pentru că trebuie să strâng ultimele două mese mai apropiate, așa. La 9 să mănânc ciorba și la 11 să mănânc a patra masă și nu știu ce să fac. E distanța destul de mare. Am mâncat la ora 4 a doua masă cu proteină și dacă iau a treia masă cu proteină la 9, după aia a patra masă cu proteină la cât vine? La 11. Na, e distanța cam mare între a doua și a treia masă și nu prea știu ce să fac. Ori mai introduc o masă acum pe la ora 7, mai introducem o masă mică cu proteină de vreo 300 de calorii, 200-300 de calorii, ori o lăsăm așa, cu 4 mese pe ziua de astăzi, pentru că până la urmă nu e nicio problemă că na, ai o pauză mai mare între două mese, în loc să fie 4-5 ore, sunt 6 ore sau 7 ore, mă rog. Asta este, niciodată nu poate să fie mereu perfect. Important este să nu săriți peste mese, asta vreau să vă zic, da? Deci chiar dacă împingeți o masă mai aproape de următoarea și lăsați pauză mai mare între două mese, niciodată să nu spuneți, a, lasă că sar peste masa asta, o mănânc pe următoarea. Nu, pentru că la următoarea, la masa de la ora 11, risc să mănânc foarte mult, da? Risc să mi se facă prea foame. Așadar, iau masa care trebuia să iau la ora 7:30, 8, o iau la 9 și următoarea masă, ultima masă, a patra, o să iau la 11, cum o iau de obicei. Sau la 11:30, poate o împing un pic mai mult. Da? Deci asta este ideea. Fiți foarte atenți la chestia asta. Nu săriți peste mese. Să aveți 4 mese pe zi cu proteină, 4 serviri de proteină, este extraordinar. Ați văzut, dacă nu sar peste mese, la ultima masă, la a patra masă, mănânc foarte puțin. Mănânc 400-500 de calorii, mănânc o budincă din aia foarte mare, de 400 de grame, care are 40 grame de proteină și este fantastic. E și foarte bună la gust, are puține calorii, are multă proteină. Dar să vedem, poate o să mănânc acum pe la 7:30, poate o să mănânc cu un baton proteic, cu o banană, să mai introduc o masă, să fie 5 mese astăzi. Vedem, mai mă gândesc, să văd cum mi se face și foame. Deocamdată facem cardio, am făcut 12.000 de pași, mai vreau să mai fac vreo 2-3.000, să ajung la 14-15.000, adică la 2 ore, chiar peste 2 ore, un pic peste 2 ore. S-a făcut ora 7:30, urșilor, am făcut 18.000 de pași astăzi, asta înseamnă vreo 2 ore jumate de mers, este extraordinar, am ars foarte multe calorii. Mi-este puțin foame, mi-este puțin poftă de ceva dulce și o să mănânc niște fagure din ăsta. Extraordinar. Mamă, plouă în gură deja. Mamă, cum e. E de ăsta proaspăt. De anul ăsta.
Delicios. Delicios. Foarte bun pentru sistemul respirator, pentru plămâni, pentru dantură, scurăță dinții. Te-ai amestecat 15 minute și apoi să nu beți apă. Vă ungă și pe gât așa, pe faringe. Oho, s-a făcut ciorba. Ia uitați aici câta oala, bă, fraților. Ca pentru 100 de oameni. Ia să vedem noi. Aoleu, sunt bucăți din astea cu carne. Și nici măcar nu e afumată. Aoleu. Da. Haideți că mi-am pus aici urșilor o porție. Ia uitați, am găsit și bucățele din astea de carne. Ia să vedem aici, să vă arăt. Nu prea se vede bine, nu știu ce are. Nu știu ce are, ia să vedem. Ia uitați câte bucățele mi-am pus de carne. O grămadă, o grămadă. Da, nu știu de ce a pus așa multe oase și seamănă cu ciorba de săptămâna trecută pe care tocmai am terminat-o ieri sau când am terminat-o, că nu mai țin minte. Ia să punem și niște ardei din ăsta iute. Ia să vedem așa, că îmi place să fie puțin picant, am chef să fie picantă. Dar este foarte fierbinte acum, o să mănânc și cu două felii de pâine, da? Dar e foarte fierbinte și o să mănânc niște din ăsta, niște șorici de porc. O să tăiem câteva feliuțe și o să mâncăm niște șorici până se răcește ciorba. Am uitat să vă zic, este ora 8:30. Mamă, ce bun e. Mamă, cât de moale e. Mm-hmm. Super bun. Ia gustă și tu. Urșilor, s-a făcut ora 11:30 noaptea. Eu acum am terminat de editat clipul cu cum am slăbit 45 de kg mâncând noaptea. Mai are 7 minute să-l randeze, după cum puteți vedea. Și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Avem o banană, exact cum am mâncat aseară, da? Foarte simplu. O banană în jur de 100 de calorii și aici avem o budincă proteică de 400 de grame, 40 de grame de proteină, pentru că am nevoie de multă proteină să îmi țină masa asta musculară. Chiar dacă n-am fost la sală, totuși trebuie să mănânc suficientă proteină. Plus de asta, proteina mă satură mai bine și este extraordinar de bună la gust, da? Budinca asta este extraordinară. Este și o cantitate mare, mă satură. O masă foarte simplă, după cum puteți vedea, o masă târzie, dar avem aici 100 de calorii cu 330 de calorii, deci avem 430 de calorii. Și nu mi-e frică să mănânc dulciuri seara, da? Mai ales că budinca asta are decât 83 de calorii pe 100 de grame, fantastic. Nu mi-e frică să mănânc fructe seara. Încercați să vă scoateți din cap miturile astea, fraților, contează numărul de calorii. Dacă sunteți într-un deficit caloric, veți slăbi. Și toate dietele din lumea asta funcționează pe același principiu, deficit caloric. Acum, dacă vrei să fii nebun și să încerci o dietă în care să nu mănânci fructe pentru că au fructoză și îngrașă, n-ai decât să încerci. E treaba ta, e viața ta, e sănătatea ta. Dacă vrei să încerci o dietă în care să nu mănânci seara, cum mănânc eu, de exemplu, da, vedeți, a patra masă pe ziua de astăzi, v-am la ora asta. N-aveți decât, puteți să încercați. Dacă vreți să încercați o dietă în care să faceți intermittent fasting, să nu mâncați nimic toată ziua și să mâncați toate calorile noaptea, n-aveți decât, puteți să încercați. Dar dacă vreți să creșteți masa musculară optim și să slăbiți ușor și să nu vă atârne pielea, să slăbiți mult și să mâncați tot ce vă doriți, să vi se rupă de toate regulile astea, de la dietele astea minune, de la nutriționiștii ăștia deștepți, de la antrenorii ăștia de fitness care sunt și ei super, super inteligenți, ascultați-mă pe mine, mâncați ce vreți, când vreți, uitați-vă la clipurile din seria asta cu transformarea live din Ota Slăbește, pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat și spargem toate miturile aici, distrugem toate miturile în clipurile acestea și facem cea mai tare transformare din lume, cea mai tare transformare documentată, total transparentă, în care vedeți exact tot ce mănânc, cât mănânc, vedeți toate orele la care mănânc, vi le zic eu dacă nu vi le arăt, că nu pot să vă arăt acum în fiecare zi ceasul, dar credeți-mă pe cuvânt, sunt foarte puține reguli de care trebuie să țineți cont, pe care vi le repet de N și N ori în fiecare clip. Să ai 3, 4 sau chiar 5 mese cu proteină răspândite pe parcursul întregii zile, da, să nu mănânci
Acum mănânci o masă cu proteină, peste o oră mai mănânci o masă cu proteină și peste încă o oră mai mănânci o masă. Adică nu mănânci nimic toată ziua și noaptea ai 3 mese la distanță de o oră. Nu, frate, răspândește-ți toate mesele pe parcursul întregii zile. Încearcă să ai mesele cât mai egale. Încearcă să mănânci cât mai multă proteină, să nu-ți lipsească proteina de la nicio masă. Încearcă să mănânci cât mai multe fructe, ca desert, între mese, ca gustări. Mănâncă un fruct. Încearcă să faci cât mai multă mișcare. Da, dacă vrei masă musculară, du-te la sală, tragi de fiare câte ori în fiecare zi. Dacă vrei să și slăbești în același timp, mergi. E cel mai simplu lucru, să mergi. O să vedeți că săptămâna asta sigur o să slăbesc, pentru că m-am cântărit și de dimineață și sunt în grafic. Mersul este cel mai bun și cel mai simplu lucru pe care îl puteți face. Mergeți câte 2-3 ore în fiecare zi, dacă puteți. Dacă nu puteți, luați-o mai de jos, că și eu am luat-o de jos. Mergeam câte 3.000 de pași, după aia 4.000 de pași, după aia 5.000 de pași. Până am ajuns să merg 14, 15, 18 mii de pași. Am mers și 20 de mii și 25 de mii unele zile, da? Este cel mai simplu activitate fizică pe care puteți să o faceți. N-aveți nevoie nici de abonament la sală și vă garantez că veți slăbi foarte ușor, doar prin mers. Și bineînțeles, încercați să vă educați, să înțelegeți care sunt alimentele care au multe calorii și care sunt miturile astea prostești cu fructele îngrașe, că au multe calorii. Din contră, fructele au puține calorii. Încercați să înțelegeți că grăsimile au cele mai multe calorii. Și la alea trebuie să fiți atenți și să mâncați cantități mai mici. Și astfel veți putea mânca absolut orice, oricând, pentru că veți ști, băi, lucrul ăla are multe calorii, trebuie să mănânc mai puțin. Lucrul ăsta are mai puține calorii, o să mănânc mai mult din el. Da, deci este foarte, foarte simplu. Vă urez poftă bună tuturor, somn ușor și ne vedem mâine, urșilor, să vedem ce mai îngătește șeful personal și ce mai mâncăm. Bună dimineața! Ia uitați, mi-am pregătit aici micul dejun. Avem 2 cu brânză de oaie, cu niște cârnat din ăsta de casă. Avem 2 feliuțe de pâine. Avem aici o roșie foarte mare tăiată, o ceapă verde de la noi din grădină. Asta o să fie micul meu dejun. Mi-am făcut și cafeluța, trebuie să o pregătim cu suplimentele apicole, da? Cu miere de rapid să o îndulcim, pentru că nu schimbă gustul cafelei. Rămâne gustul exact ca și când a spune zahăr, numai că este mult mai bună mierea de rapiță, are mult mai multe beneficii pentru corp și are mai puține calorii decât zahărul. Avem și păstură, care este foarte bună pentru masa musculară, peste 35% proteină și este foarte bună pentru ficat, pentru stomac, pentru fiere și pentru o grămadă alte afecțiuni. Și avem și api complet, o să luăm și 2 linguriță de api complet, care are foarte multe componente, ia uitați, are păstură, are polen, are miere, are lăptișor de matcă, are tinctură de propolis, este extraordinar compusul ăsta, api complet, cel mai complet lucru pe care îl puteți găsi de la albinuțe și îl găsiți numai la noi pe www.mieretvo.ro. Haideți să începem ziua cum trebuie, pentru că avem și astăzi de făcut vreo 14-15 mii de pași. Nu voi merge nici astăzi la sală, este ultima zi de antibiotic. După ce o să-mi beau cafeaua și o să mănânc, o să-mi iau și antibioticul. Și apoi ne băgăm să facem pași, urșilor, să mergem, pentru că mersul este fantastic. Nici nu știți câte calorii poți să arzi la mers. Cea mai simplă formă de cardio și cea mai eficientă, după părerea mea. Oho, ia uitați, urșilor, s-a făcut ora 3:30 și avem aici o varză călită, proaspătă, cu cărniță de porc, cu șorici, cu cârnați de porc. Extraordinară. Haideți să ne punem și noi o porție să mâncăm. Ia uitați, mi-am pus aici o porție. Este extraordinară. Avem și cărniță din asta mai slabă de porc, avem și cărnăciori, tot așa de casă, avem și niște șorici din asta cumpărat de la Carrefour. Deci este extraordinară. Și mâncarea asta de varză are foarte puține de calorii. Varză are decât 30 de calorii pe 100 de grame, dar carnea asta de porc are mai mult, are vreo 300 și ceva, așa că o să crească puțin media. Dar dacă aveți grijă, puteți să scoateți o mâncare de varză cu foarte puține calorii, da? Dacă nu puneți carne așa grasă cum am pus eu, sau grăsime adăugate. Am pus și niște din ăștia nuțeli, niște ardei iuți, pentru că vreau să fie puțin picant. O să mănânc și cu un colț de pâine. Am făcut până acum o oră de mers, de cardio, am făcut 7.000 de pași și vreau să mai fac astăzi încă o oră și un pic să trecem de 14.000 de pași. Poftă bună vă doresc și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 6, urșilor, și avem aici a treia masă pe ziua de astăzi. Pentru proteină avem un baton proteic cu hazelnut și nuga,
de la Barbells cu 20 de grame de proteină și 200 de calorii. Și aici avem o salată de fructe foarte mare de jumătate de kilogram. Avem kiwi, căpșuni de la mătușa mea, avem pară, aici pară, avem banană, am pus o banană, o pară, da, căpșuni, un kiwi și niște cireșe din astea mare, tot de la mătușa mea. Fructele sunt viață, urșilor, fructele sunt extraordinare, nu numai pentru sănătate, dar și pentru slăbit. Dacă vă feriți de fructe, faceți cea mai mare greșeală din viața voastră. Vă urez poftă bună și ne vedem cu a patra masă pe ziua de astăzi. S-a făcut ora 8, urșilor, iar pentru a patra masă pe ziua de astăzi avem o ciorbă din asta cu carne de porc, cu fidea, da, cu legume foarte multe, exact cum am mâncat și ieri. Este o ciorbă proaspătă făcută de ieri de șeful meu bucătar. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 11:30, urșilor, și avem aici a 5-a masă pe ziua de astăzi. Este ultima masă cu proteină. Avem o pudincă proteică cu 40 de grame de proteine, de 400 de grame. O cantitate foarte bună, foarte mare, mă satură pudinca asta, este extraordinară. Avem și o banană, v-am mai obișnuit, am mâncat cred că în fiecare seară săptămâna asta. Ultima masă, a patra masă a fost pudinca asta. Dar astăzi am avut 5 mese astăzi, da? Noi o să ne vedem mâine dimineață, urșilor, să vedem ce mai mâncăm. V-am pupat, somn ușor. Bună dimineața, haideți să începem ziua cu o cafeluță și cu produsele mele apicole, pentru că sunt extraordinar de bune. Ați văzut că eu consum în fiecare zi și nu în cantități mari, destul de puțin, câte o linguriță de miere, câte o linguriță de păstură, două lingurițe de apic complet și este extraordinar. Ați văzut și tot ce mănânc, mănânc mâncare tradițională românească, mănânc mâncare gătită, mănânc carne de porc, exact cum mănâncă românul obișnuit, fraților, nimic spectaculos, mănânc multe fructe. Singurul lucru pe care îl mănânc și foarte mulți nu îl mănâncă sunt aceste produse apicole, așa că vă sfătuiesc pe toți, dacă vreți să fiți sănătoși și puternici, să consumați produse apicole, da? Urșilor, s-a făcut ora 11 și am coborât aici jos în bucătărie să-mi fac micul dejun. Mi-am pus 3 felii de pâine din asta de la Carrefour cu făină de graham, da? Avem 3 feliuțe de pâine, 3 feliuțe de brânză, brânză din asta de oaie, de la un vecin de aici, foarte, foarte bună, este extraordinară, este și sărată. Și aici avem mușchifile de la Matache Măcelaru. O să punem 100 de grame, o să punem toată folia asta de mușchifile și o să mâncăm cu sana. Ia uitați, avem aici sana, se potrivește foarte bine pentru că brânza asta e sărată și sana asta este acrișoară, așa e faină. Stinge focul de la brânză. Ia să vedem aici, să ne încadrăm, să vedem cum facem. A, perfect, la fix, câte 4 feliuțe de mușchifile pe fiecare felie de pâine. Ia să vedem mușchiul ăsta file câte calorii are. Așa în mare să ne facem o idee. Are 103 calorii. Sana asta, ia să vedem câte calorii are. Pe 200 de grame are 72, pe 100 de grame are 36, pe 200 de grame 72 și asta are 400 de grame. 400 de grame înseamnă că are 144. 150 cu 100 de la mușchi, 250. Brânza asta are destul de mult, are vreo 350 de calorii pe 100 de grame și cred că mi-am pus 100 de grame aici. Și cu 250 sunt 600 de calorii. Și mai avem pâinea. De la pâine cât să aibă? 200-300 de calorii. Deci avem iarăși 8-900 de calorii și la micul ăsta dejun. M-am cântărit astăzi dimineață, e berea mare, urșilor, am slăbit foarte, foarte mult și mănânc destul de mult, da, vreau să mănânc mai mult astăzi, pentru că am slăbit prea mult și nu este ok să slăbești atât de mult. Mesele pe care le-am avut săptămâna asta au fost extraordinare și cu toate astea am reușit să slăbesc extraordinar de mult. Plus de asta, astea 800-900 de calorii o să le ardem astăzi, pentru că o să fac și astăzi vreo 2 ore, 2 ore jumătate de mers pe jos, la fel cum am făcut în fiecare zi. Așa că nu fac probleme, că am multă mâncare aici. Trebuie să plecăm în oraș, urșii mei, pentru că avem 2 siropuri de ghimbir de dus la un client acasă. O să livrez personal comanda acasă, pentru că este de aici, din Râmnicu Vâlcea. Dacă vreți să comandați și voi și sunteți din oraș, faceți o comandă pe www.mieretvo.ro sau direct la numărul de telefon și vă aduc eu comanda personal acasă, fără să mai plătiți transporturi. Iar dacă sunteți din alte orașe, dar atenție, doar de pe teritoriul României, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de
ore lucrătoare. Sunt produse foarte bune, sunt 100% naturale, am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat, așa că vă sfătuiesc pe toți să comandați ceva extraordinar doar aici, de pe Miere TVO. V-am pupat, o zi frumoasă tuturor, multă sănătate vă doresc! Am venit de la Vâlcea Urșilor, avem aici o înghețată, adică o cutie de înghețată, o să-mi iau și o înghețată, ia uitați ce mișto arată, e de la Lidl. Am luat-o și pe mamasita, mi-am luat șeful bucătar, am dus și comanda aia de miere, de siropuri adică, și acum o să servim o înghețată și o să mai facem niște pași, da? E fantastic, urșilor, să poți mânca înghețată, să poți mânca ciocolată, să poți mânca patiserie, să poți mânca ce vrei tu la dietă și să slăbești foarte mult. Și puteți face și voi lucrul acesta. Trebuie doar să încercați să mâncați mai multe fructe, mai multe legume, în afară de prostiile acestea. Și astfel veți rămâne cu foarte multe calorii, veți slăbi și foarte mult, exact cum fac eu. V-am zis, eu m-am cântărit astăzi dimineața, aveam foarte puține kilograme și de aceea am permis să mănânc. Aveam foarte puține kilograme pentru că mâncam foarte corect zilele acestea, pentru că am făcut foarte mulți pași, fac câte 2 ore, 2 ore jumate de mers în fiecare zi, adică peste 14-15 mii de pași, ceea ce este senzațional. Ard foarte, foarte multe calorii. Încercați și voi să mergeți, e cea mai simplă formă de mișcare. Arzi foarte multe calorii. Și bineînțeles, acum pentru că am o masă musculară mai dezvoltată, pot să mănânc mai multe calorii, pentru că masa asta musculară îți mărește rata metabolică. Corpul meu acum are de mult mai multe calorii doar dacă stau, pentru că masa musculară, ca să fie susținută de organism, trebuie să consume niște calorii. La început e nasol, știu, când nu ai mușchi, când ești gras, când ești sedentar, îți e greu să faci și 5.000-7.000 de pași pe zi, nu ai masă musculară, organismul tău arde foarte puține calorii, rata metabolică este foarte scăzută, de aceea sportul este foarte important ca să puteți mânca mai mult, să puteți mânca ce vreți voi. Deci chiar sunt curios la sfârșitul săptămânii cât o să slăbesc, pentru că săptămâna asta nu am fost la sală și nici jumătate din săptămâna trecută nu am fost la sală. Pur și simplu am făcut doar pași, da? Am mers 15, 16, 17, 18 mii de pași în fiecare zi. Asta a fost singura mișcare pe care am făcut-o zilele acestea. Și credeți-mă, când m-am pus astăzi pe cântar, nu-mi venea să cred. Deci nu venea să cred. Am zis, băi frate, gata, trebuie să mănânc un pic mai mult. Nu e ok nici așa să slăbesc atât de mult. Trebuie să vă cântăriți zilnic, urșilor, și vedeți, dacă slăbiți prea mult, înseamnă că trebuie să mai urcați un pic numărul de calorii. Dacă nu slăbiți deloc sau vă îngrășați, înseamnă că trebuie să mai coborâți un pic numărul de calorii. Eu nu-mi calculez caloriile, nu-mi cântăresc nici mâncarea pe care o mănânc, mănânc așa după ochi. Dar în schimb mă cântăresc în fiecare zi, îmi monitorizez greutatea și în funcție de ce mi-arată cântarul, ajustez dieta. Este foarte simplu, dar bineînțeles trebuie să știi cam câte calorii are fiecare aliment ca să poți să-ți dai seama, așa ochiometric, în mare măcar, cam câte calorii mănânci. Și bineînțeles să știi că dacă un lucru are mai multe calorii, să mănânci un pic mai puțin din lucrul acela, și dacă alt aliment are mai puține calorii, și să știi că poți mânca mai mult și să spui mai mult în farfurie din alimentul respectiv. Apropo, înghețata asta este genială. Vă recomand cu căldură, nu este nici scumpă și nu are nici foarte multe calorii. Este extraordinară. Cel puțin este mult mai bună decât o ciocolată. Ciocolata are mult mai multe calorii decât înghețata. Și mai ales pe căldurile astea, deci ce căldură am tras astăzi în mașină până am fost la Vâlcea și înapoi, nu vă explic. Se lucrează pe drum, am făcut vreo 40 de minute dus, 40 de minute întors, în condițiile în care drumul îl fac în 15-20 de minute. Deci foarte, foarte nasol. Și intră ca unsă înghețata asta. Și afară este cald, ne și bronzăm, facem și cardio, mâncăm și ceva bun. Deci este super, împușcăm trei iepuri dintr-o lovitură. Hai să mai mâncăm niște zmeuri din asta, urșilor, și apoi să mergem la masă, să ne luăm a doua masă cu proteine pe ziua de astăzi. Bună. Da, foarte bună. E mișto când ai fructe la tine în grădină. Foarte mișto. V-am zis, nu uitați să mâncați fructele. Oricând, înainte de masă, după masă, între mese, noaptea, dimineața, nu contează. Mâncați cu mai multe fructe.
Este ora 4 urșilor și este timpul pentru a doua masă a zilei. Avem aici o ciorbiță de porc cu multă fidea, cu multe legume, foarte multă cărniță. După cum puteți vedea, avem foarte multă proteină aici. Ia uitați câte bucățele de porc avem și carnea asta nu este chiar atât de grasă. Da? O să mănânc totul cu două feluțe de pâine din asta neagră de la Velpitar. Și cam asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Ceva tradițional, ceva ceea ce mănâncă toți românii. Cred că foarte mulți români mănâncă ciorbă, da? Deci nimic spectaculos, nimic extraordinar. Chiar m-am contrazis cu cineva pe YouTube că ciorbele îngrașe, ciorbele îți măresc stomacul. Ceea ce îți mărește stomacul este când mănânci foarte multă mâncare până te doare burta și stă foarte mult în tine mâncarea aia până se digeră. Acel lucru îți mărește stomacul. Ciorba, apa, nu are cum să-ți mărească stomacul pentru că se absorbe imediat. Așa că vă recomand ciorbele în dietele de slăbit. Nu mai ascultați toți prostăvanii de pe YouTube. A fost foarte bună ciorba, urșilor. Acum este timpul pentru un desert. Ia uitați ce avem aici. Avem ciocolate, dar nu prea îmi plac mie așa mult. O să-mi iau o banană la desert și un din asta. O din asta de M&M's. Din asta nouă, crispy. Geniale. Îmi permit să mănânc și ceva dulce pentru că am fost cu minte și am slăbit foarte mult, da? Și nu vreau să slăbesc chiar atât de mult. Și în dieta mea puteți să mâncați și chestii care vă plac, da? Chestii dulci, ciocolată și așa mai departe. Mai ales dacă sunteți cu minte și mâncați foarte multe fructe, foarte multe legume și faceți foarte multă mișcare. S-a făcut ora 7, urșilor, este timpul pentru a treia masă cu proteină pe ziua de astăzi. Avem o varză călită, v-am mai arătat-o și ieri, ia uitați, avem și din ăsta, cum se numește, șorici, avem și cârnat, este un festin aici de cărnuri de porc. Da, cârnat făcut tot așa de părinții mei. Au mai cumpărat niște Kaiser din ăsta, un fel de Kaiser afumat. Ia uitați ce mișto arată. Extraordinar. Mi-am pus niște ardei din ăștia pe deasupra, niște ardei în oțet, făcuți de taică meu. Și lângă avem două feluțe de pâine de la Carrefour. Pâine cu graham. Asta este a treia masă. V-am zis, este ora 7. Vă urez poftă bună. Doamne, urșilor, cât de bună e mâncarea asta. Mai îmi pun niște ardei, uite că am rămas fără. Deci este extraordinar, fraților, mâncare românească, mâncare de varză, da, cu carne de porc, cu șorici, exact cum mănâncă românii, da, mâncare tradițională. Asta o să vedeți în dietele mele, nu mâncare din asta clasică pentru dietă, cu piept de pui, cu broccoli, cu orez fiert, da, fără sare, fără gust. O să slăbim cu mâncare tradițională românească, cu mănâncă 90% din români și vom desfința toate miturile din industria fitness-ului și toate miturile nutriționiștilor că nu trebuie să mănânci carne de porc, că nu trebuie să mănânci pâine, că nu trebuie să mănânci aia, că nu trebuie să mănânci aia. Dacă dieta nu este gustoasă și dacă dieta nu conține mâncăruri cu care sunteți voi obișnuiți, nu o puteți transforma într-un stil de viață, o veți putea ține pe un termen foarte scurt și apoi veți reveni la alimentele care vă plac vouă, alimentele care le consumați în fiecare zi și o să vă îngrășați la loc, da? Ideea nu este să scoți toate alimentele care îți plac ție și să introduci alte alimente. Încerci să-ți adaptezi dieta la mâncărurile care îți plac ție și să fii conștient care alimente au mai multe calorii și care alimente au mai puține calorii. Un nutriționist bun așa te ajută, așa îți face o dietă personalizată, introducând mâncăruri care îți plac, care îți face plăcere să le mănânci, nu scoțându-ți toate mâncărurile care ești tu obișnuit și băgându-ți alte mâncăruri care nu-ți place să le mănânci, le mănânci în scârbă. Ca să slăbești foarte mult, să slăbești 10, 20, 30 de kilograme, să faci diete extreme, să te dai peste cap complet și apoi să renunți foarte repede în câteva luni și să te îngrași la loc. Au fost foarte bune drăcile astea urșilor, extraordinar de bune. Am terminat toată punga, după cum puteți vedea. Haideți să vă arăt și câte calorii am, că am uitat. Au 187 de calorii pe jumătate de pungă. Deci, înmulțiți și voi 187 ori 2. Și vedeți câte calorii are punga asta, de 77 de grame. Dar varianta asta nouă, crispy, de la M&M's, este extraordinară, sunt foarte bune. Mi se par cele mai bune M&M's. Ia uitați, urșilor, s-a făcut ora 11, ce mă așteaptă aici. A făcut mama sita, cartofei la cuptor, cu pulpe de pui, fără pieliță. Și acum pune brânză de oaie, toată perzătoare. Și amestecă cartofii. Ia uite ce mișto, superb, ia să aprindem și blitzul, se vede mai bine. Mai sunt fierbinți, nu?
Acum e scurt. Sunt chiar foarte fierbinți. Super, să zâmbească brânza asta, așa, fain. Puh, ce abur iese. Acum văd. Superb, superb. Și aici avem salată de roșii cu castraveți și cu ceapă. Castraveți și ceapă de la noi din Solar. Și în curând o să apară și roșiile. Mâncăm super bio, urșilor, extra bio. Haideți să vedem. Să vedem ce porție îmi face aici șeful bucătar. Gata, ajunge. Era un pâinchil de cartofi. Haide, bagă-mi și niște pulpițe. Așa, bagă 3 pulpițe. Să nu fie ca la mort, așa. Să fie impar. Perfect. Bun, asta este ultima masă pe ziua de astăzi, urșilor. Am mâncat mai mult astăzi, dar suntem în grafic, stați liniștiți, nu vă dezamăgesc eu. Poftă bună vă doresc și ne vedem mâine dimineață, să vedem ce mai mâncăm și mâine. Bună dimineața, haideți că am făcut cafeluța, să ne trezim bine. Haideți să punem și o linguriță de miere de rapiță. Ia uite, s-a mai înmuiat mierea asta pentru că a fost foarte, foarte cald zilele acestea. Am muncit foarte mult să fac clipuri pentru voi, sper că apreciați, să punem mai multe clipuri pe săptămână, să aveți la ce să vă uitați și să învățați foarte multe lucruri. Avem și păstură și apicomplet, complet, o să iau și suplimentele celelalte apicole și apoi mergem jos să pregătim micul dejun. După aia vreau să fac o oră de mers, vreo 7000 de pași. Înainte să vină căldura aia mare, după aia seara să mai facem încă 7, 8.000, 10.000 de pași, să facem și astăzi peste 2 ore de mers, să slăbim foarte, foarte mult și săptămâna aceasta, pentru că mai am foarte puțin și ajung la cele 50 de kilograme slăbite și apoi ne vom opri, urșilor, apoi mă voi focusa să facem clipuri mai mici și mai dese, voi încerca o grămadă de mâncăruri, voi face o grămadă de clipuri din greșeli în fitness și voi încerca să postez mult mai des pe canal. Și de ce nu, poate o să mai facem și clipuri din acestea în care vă prezint ceea ce mănânc, dar decât într-o zi, nu toată săptămâna, pentru că sunt destul de stresante clipurile astea, credeți-mă, și plus de asta durează și foarte mult editarea lor. Ok, haideți că s-a făcut ora 11 și am coborât să-mi fac micul dejun. Am tăiat aici două ciuperci mari. Am tăiat o ceapă de la noi din grătină, mai am un pic de tăiat din ea. Avem aici niște carne din asta de porc afumată, un mezel așa, da, o bucățică. O să mai pun și niște brânză, am uitat să o scot. Avem și două ouă și o să le facem tot așa în tigaie, o să le călim, o să le prăjim, dar fără ulei, da, fără pic de ulei. Lângă o să tăiem și o roșie, o să mâncăm și cu o feliuță, două feliuțe de pâine, o să vă arăt imediat când este gata. Ia uite, așa mișto arată, urcilor, și acum punem brânza cu ou amestecate. Ia uitați, super fain. Și acum amestecăm. Mamă, ce bine miroase. E voilà, micul dejun este servit, urșilor. Ia uitați aici, șeful bucătar Otto ce a făcut. Vedeți cât de mult ou este și de fapt am pus decât două, dar pentru că am pus foarte multe legume, care sunt foarte slabe în calorii, s-a înmulțit așa mâncarea, vedeți? De asta zic, trebuie să vă găsiți modalități să vă introduceți legume în alimentație. Nu mă interesează cum le mâncați, că le trageți la tigaie așa fără ulei, că le băgați la cuptor, că vă faceți salată și le mâncați crude, că le fierbeți, dar cine nebare mănâncă fierte? Deci trebuie să vă găsiți metode să mâncați cât mai multe legume. Pentru că ele sunt foarte sănătoase și au foarte puține calorii și dau volum mâncării. Și aici mi-am mai pus două feliuțe de pâine, mi-am mai tăiat o roșie mare și ăsta este micul dejun. Poftă bună, vă doresc! Hai să facem o pauză, urșilor, am făcut vreo 7-8.000 de pași, haideți să mâncăm o înghețată. Dar de care înghețată mâncăm? Că am așa de multe în congelator, le-am scos pe toate să fac curat și să vedem ce mi-aleg de aici, da? S-a făcut ora 3:30 și avem aici o porție de varză cu foarte multă carne, cu cârnați, cu șorici. Este extraordinar de bună. Cui nu-i place varza, fraților, cu carne de porc mai ales. Și aici o să punem niște ardei picanți. Ia uitați. Așa, o masă românească. Foarte, foarte șmecheră, da? Și o să mai punem și... Adică o să mai mâncăm și cu două filuțe de pâine din asta. Da, din asta de Graham, de la Lidl, de la Carrefour. Aici șeful bucătar face castraveți. Castraveți de la noi din grădină. Au și castraveți.
Deci asta o să fie masa de la ora 3:30, a doua masă pe ziua de astăzi. Poftă bună vă doresc, ne vedem după aia să vedem ce mai mâncăm. Facem a doua sesiune de cardio, de mers, urșilor, și s-au făcut alte bucăți din astea de zmeură. Se face așa pe rând și mâncăm câteva fructe în fiecare zi, da? Sau la două zile. Foarte, foarte bună. E foarte mișto să ai fructe în curte și să le mănânci proaspete. Aoleu, autopa asta ce mare e! Mamă, cât de mare e asta! Văleu! Și ce coaptă e! Și mai e una aici. Da. Ia uite, are o chestie pe aia. Ha, mă, cazi! Gata, a căzut, a dat-o jos. Mai bio de atât nici că se poate mânca. Mi-am luat o gustare, urșilor, să mănânc o banană și apoi o să venim mai încolo să mâncăm și a treia masă pe ziua de astăzi. A fost o zi foarte bună, am făcut foarte mulți pași și astăzi am făcut vreo 15.000 de pași până acum și încă este de vreme, da? Este ora 6:30. Uitați aici, recoltă de fasole verde. Să facem fasole din asta teci, foarte slabă în calorii, de la noi din solar. E șeful bucătar aici, colege, din jungla amazoniană. S-a făcut ora 9, urșilor, iar pentru ultima masă de săptămâna aceasta avem o pizza pe pâine, da, pe blat de pâine, o pizza de casă, am făcut-o eu, aveți rețeta pe canalul acesta, puteți să o vedeți, este foarte simplu de făcut și foarte gustoasă, avem 4 feluțe de pâine, 100 de grame de muș țigănesc, 4 feluțe de cașcaval cheddar din acela boschetar la țiplă, avem o ceapă de la noi din grădină, avem măsline, 2 ciuperci, am pus niște ketchup peste, pâine am dat-o printr-un ou bătut așa cu niște sos de roșii. Asta este a treia masă cu proteină pe ziua de astăzi și probabil că o să fie și ultima de săptămâna aceasta. Poate o să mai mănânc eu o banană de seară sau un baton proteic, să vedem dacă mi se mai face foame. Dar n-aș mai vrea să mai mănânc pentru că mâine am cântarul, mâine dimineața am cântarul și vreau să scot un rezultat foarte bun săptămâna aceasta. Așadar vă urez poftă bună, somn ușor și ne întâlnim mâine să vedem câte kilograme am, să facem cântarul oficial. Ce ai făcut aici? Pește? Wow, vreau și eu. Mi-e poftă, am zis că nu mai mănânc. Când am luat ultima masă, s-a făcut ora 11, urșilor, și sunt prea pofticios. Ia uite așa, am aici. O să mănânc și eu două bucăți de pește, care arată prea apetisant. Aole, ești prăjit. Asta este, nu se întâmplă nimic. Vedem noi ce face mâine. Haideți că am aprins și blitzul să-l vedeți mai bine. Nu am ce face, urșilor. Știți că sunt pofticios, asta este. Și cățeaua nu vrea să iasă, a intrat și nu vrea să iasă. Ieși, Maia. Uite-mă, frate, o ademenește cu cărniță și nu vrea să iasă. Extraordinar. Hai, marș afară, Maia. N-ai voie aici în casă. Doar când ești bolnavă, ai voie în casă. Da, în fine. Haideți să-mi pun și eu două din astea, două bucățele de pește. Și v-am zis, adică nu știu dacă v-am zis, dar mie nu prea îmi place peștele. Dar mi-e poftă, mă, frate, mă, mi-e poftă, sunt prea pofticios. De-aia m-am și îngrășat și am ajuns la greutatea asta. Ok, haide, poftă bună. Vă mai arăt și cu ce-l mănânc. Ia uite, azi mi-am pus sos din ăsta de usturoi de la KFC. Nu vă mai arăt că intrați în boala copiilor. Haide, somn ușor. Ia să vedem, urșilor, a venit momentul adevărului. S-a făcut sâmbătă. Haide să vedem câte kilograme am. Să vedem dacă am reușit să slăbesc ceva și săptămâna asta, săptămâna 25. Eu sunt convins că am slăbit pentru că m-am monitorizat toată săptămâna, m-am cântărit în fiecare zi. Oho, ia uitați, urșilor, 100,1, perfect, super tare, am avut 101 săptămâna trecută, săptămâna 24, iar săptămâna asta 100,1. 99,9. Mamă, am scăzut sub 100? Haide încă o dată. A treia oară. Ce arată acum? Asta o luăm de bună și o să o trecem pe foaia mea. Știți că mă cântăresc de fiecare dată de 3 ori ca să nu existe discuții. Ia uitați, 99,9. Deci am scăzut sub 100 de kilograme. Adică tot un kilogram 100 am scăzut și săptămâna asta. Wow, super tare! Cântarul mi-arată două cifre. Am scăzut de la 3 cifre la 2 cifre. Este fantastic. Haide sus să scriem pe foaia mea. Văleu, ia uitați aici, 99,9 kg am scris în săptămâna 25.
este 1,1 kg față de săptămâna trecută. Dacă vreți să vedeți toate săptămânile și nu numai săptămânile acestea din sezonul 4 de când am avut 121 de kg, toate săptămânile de la început, de pe 7 ianuarie 2019, de acum 2 ani jumătate, vedeți că am peste 100 de clipuri. În seria aceasta o tot slăbește și puteți vedea acolo toate clipurile, să vedeți cât de gras eram la început. 99,9 kg, urșilor, vă dați seama, am reușit să ajung la două cifre. Am reușit să scad sub 100 de kg, să mai arate cântarul 3 cifre și este extraordinar. Mă simt foarte, foarte bine și sunt foarte fericit, sunt foarte mândru de ce am reușit să fac până acum cu această serie și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot suportul pe care mi l-ați acordat. Vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la acest canal, care mă urmăriți, care îmi lăsați comentarii, care îmi lăsați mesaje de încurajare, care îmi dați like-uri la clipuri. Lucrurile acestea îmi dau putere să continui să fac mai multe clipuri pentru voi și să încerc să vă inspir să faceți și voi o transformare corporală, pentru că nu este bine să fii gras, fraților. Ca să slăbesc atât de mult, săptămâna asta a trebuit să fiu într-un deficit caloric de 1100 de calorii. Și vreau să vă spun cu mâna pe inimă că pașii care îi fac în fiecare zi, câte 2 ore, 2 ore jumate, poate chiar 3 ore de pași în fiecare zi, sunt extraordinari pentru a slăbi, vă ajută foarte, foarte mult. Ați văzut, săptămâna asta nu am fost deloc la sală, decât am mers, fraților, decât am mers prin curte și este extraordinar. Și credeți-mă, acum chiar nu mai este vorba de nicio deshidratare. Dacă săptămâna trecută eram în dubii că poate m-am deshidratat, săptămâna asta chiar nu m-am deshidratat pentru că am băut câte 5-6 litri de lichid în fiecare zi, nepunând la socoteală toate lichidele pe care le-am luat din fructe, din legume, din ciorbă, din cafea. Astea nici măcar nu le-am pus la socoteală. Deci m-am dus lejer la peste 7 litri de lichid în fiecare zi, așa că nu este vorba de nicio deshidratare. Vedeți și voi cum transpir, vedeți cum sunt fleașcă, afară este foarte cald, trebuie să beau foarte multe lichide și vă îndemn și pe voi să beți foarte multe lichide, să nu stați deshidratați, pentru că nu este bine. Unu, nu este bine pentru piele, pentru că pielea după aia se va zbârci, va deveni mai moale, va atârna pe voi și nu cred că vă doriți lucrul acesta, mai ales când aveți nevoie să slăbiți vreo 40-50 de kg. Plus de asta, apa, dacă ești hidratat, ai o senzație de sațietate mult mai mare, da? Încercați să mâncați câte 4 mese în fiecare zi, câte 3, 4 sau chiar 5 mese în fiecare zi cu proteină pentru masa musculară, pentru a sintetiza proteina în corp și pentru a vă crește mușchii. Bineînțeles, duceți-vă la sală, trageți de fiare câte o oră în fiecare zi, este foarte important. Degeaba mâncați multă proteină, degeaba aveți multe mese dacă nu faceți și activitate fizică. Iar ca să vă optimizați slăbirea, trebuie neapărat să faceți pași. Este cea mai simplă mișcare pe care puteți să o faceți. Faceți, fraților, pași. Nu confundați cardio cu masa musculară. Nu confundați antrenamentul cu greutăți cu cardio, da? Și eu confundam lucrul acesta la început. Toți am greșit, nu este nicio problemă, dar încercați să mă ascultați pe mine, pentru că eu am trecut prin perioadele acestea, am trecut prin tot felul de experimente, m-am greșat de peste 10 ori în viața mea, câte 20-30 de kg, iar de 2 ori am slăbit 50 de kg, odată cu nutriționist, iar acum pe cont propriu este a doua oară când reușesc să slăbesc 50 de kg și arăt mult, mult mai bine și am reușit să pun mult mai multă masă musculară. Așadar, când vă duceți la sală să trageți de fiare, fraților, trageți de fiare, nu faceți cardio cu greutăți, nu săriți de la un aparat la altul, de la un exercițiu la altul, de la o serie la alta, mai puțin de 30 de secunde, trebuie să stați câte 2-3 minute, poate chiar mai mult între serii să vă odihniți ca să puteți să ridicați și să lucrați la potențialul vostru adevărat, da? Nu să faceți cardio cu greutăți pentru că nu veți arde foarte multe calorii în plus față de un antrenament clasic de masă musculară. Și astfel vă veți optimiza masa musculară, creșterea masei musculare. Iar apoi faceți cardio. Ce cardio v-am mai spus? Mersul pe jos este cea mai simplă formă de cardio, vă recuperați imediat după mersul pe jos, nu vă afectează masa musculară, da? Nu încercați să faceți cardio de tip HIIT, să credeți că dacă faceți 10-15 minute de HIIT pe zi, veți slăbi mai mult. Nu, în 10 minute veți slăbi maxim 100 de calorii. Eu într-o oră de mers și voi la fel, puteți să ardeți între 3 și 400 de calorii, doar dacă mergeți, ceva simplu care să puteți să vă recuperați a doua zi și în care nu riști să te accidentezi, cum riști să te accidentezi la HIIT. Mai ales pe căldurile astea faci dracu infarct, se oprește inima, ce faci după aia? Dai în alte prostii și în alte complicații. Deci când antrenați cu greutăți, antrenați-vă optim pentru masa musculară câte o oră în fiecare zi, nu încercați să duceți antrenamentul cu greutăți în zona de cardio. Și când faceți cardio, antrenați-vă ușor, faceți cardio la intensitate joasă, da? Mers pe jos, nu încercați să faceți sprinturi la deal sau să faceți tot felul de exerciții HIIT, pentru că nu veți putea face pe o perioadă lungă de timp și ca să arzi multe calorii trebuie să ai un antrenament lung de o oră, de două ore, da? Nu de 10 minute. În 10 minute nu poți să arzi atât de multe calorii, chiar dacă e foarte intens antrenamentul ăla, dar nu vei arde atât de multe calorii cât vei arde la un antrenament de o oră de mers pe jos. Crede-mă, e foarte, foarte simplu. V-am dovedit lucrul acesta și săptămâna asta, pentru că nu am fost deloc la sală și săptămâna trecută am fost decât 2 zile. Și după cum vedeți, masa musculară este aici, nu mi-am pierdut-o, da? O să mă duc de săptămâna viitoare, nu este nicio problemă, va trebui să-mi fac și un abonament nou și o să mă duc și o să fie foarte bine, o să vedeți, am timp
căcălău să pun și masă musculară. Și așa cum vă spuneam, eu am trecut prin o grămadă de faze de genul acesta. Am încercat o grămadă de antrenamente, am încercat o grămadă de diete, am slăbit de foarte multe ori câte 20-30 de kilograme, odată am slăbit și 50 de kilograme, asta e a doua oară când reușesc să slăbesc 50 de kilograme și credeți-mă pe mine, pentru că toți antrenorii de fitness, toți youtuberii ăștia care vedeți voi pe YouTube sau vedeți la televizor, niciunul dintre ei n-a slăbit mai mult de 20 de kilograme, credeți-mă. Ei nu știu ce înseamnă să fii obez, ei nu știu prin ce am trecut noi și prin ce trecem noi, oamenii care au avut 150 de kilograme, poate chiar mai mult. Ei vorbesc din cărți, vorbesc din auzit, fraților. Eu vorbesc din practică, din ce am trăit eu. Și când m-am chinuit eu să încerc și să experimentez toate tâmpenile astea de dietă pe corpul meu și pe stomacul meu. Dacă nu vă găsiți o dietă care să puteți să o susțineți toată viața, slăbitul vostru este egal cu zero, pentru că vă veți îngreșa la loc, credeți-mă. Eu am îngreșat de foarte, foarte multe ori, de peste 10 ori m-am îngreșat. Și poți să bag mâna în foc că te vei îngreșa la loc. Dacă tu vei slăbi acum 30 de kilograme în 3 luni, în 4 luni, în 5 luni, în 6 luni, cu nu știu ce dietă minune, să nu mănânci carbohidrați, să nu mănânci după ora 6, da? Să nu mănânci fructe. Îți garantez că te vei îngreșa la loc. Eu mănânc absolut tot ce-mi doresc, mănânc mâncare tradițională, mănânc mâncare bună, mâncare gătită, mănânc legume multe, mănânc multe fructe, mănânc la orice oră îmi doresc eu, mănânc de 4 ori în fiecare zi ca să nu stau nemâncat ca prostul și după aia să rup frigiderul în două și să mi se mărească stomacul. Am 4 serviri cu proteină pentru a sintetiza cât mai bine proteina în corp. Eu mănânc inteligent, mă antrenez inteligent și vă sfătuiesc și pe voi să-mi urmați sfatul, pentru că va fi cea mai ușoară dietă din viața voastră, va fi cea mai ușoară transformare din viața voastră. Nu vă doresc răul, credeți-mă, vă doresc tot binele din lume, de aceea și fac clipurile acestea să vă motivez și nu numai să vă motivez, dar să vă și învăț, să vă spun din experiențele mele, prin ce am trecut eu și să încercați și voi, pentru că este mult prea ușor. Mă rog, nu este mult prea ușor, dar este mult mai ușor să faci lucrurile care le fac eu decât lucrurile care vi le spun antrenorii ăștia de fitness sau nutriționiștii. Să vă dea ei o dietă din aia, să nu mâncați pâine, să nu mâncați fructe, să nu mâncați nu știu ce, să nu mâncați carne de porc, să nu mâncați ciorbe, să nu mănânci aia, să nu mănânci aia, să nu mănânci aia, să nu mănânci aia. Eu v-am dovedit că mănânc orice, mănânc și dulciuri, mănânc și ciocolată, mănânc și înghețată, mănânc pâine, mănânc absolut orice și slăbesc, da? Mănânc și cârnați, mănânc șorici. Dar într-adevăr, când ești foarte gras, nu poți să mănânci atât de multe calorii, pentru că nu ai masă musculară. V-am spus și în clipul de săptămâna asta. Trebuie să aștepți, trebuie să mărești masa musculară pentru a-ți crește puțin rata metabolică. Și bineînțeles, trebuie să faci sport. Dacă tu ești sedentar toată ziua și nu faci sport deloc, fratele meu, n-ai cum să mănânci ca mine. Deci nu te uita numai la ce mănânc, uite-te și la nivelul de activitate fizică pe care îl desfășori. Tu mergi 2-3 ore în fiecare zi, la plus de asta te mai antrenezi încă o oră cu greutăți. Dacă la toate răspunsurile astea este nu, înseamnă că nu poți să mănânci cât mănânc eu. Dar asta nu înseamnă că nu poți să mănânci ce mănânc eu. Mănânci ce mănânc eu, dar mănânci porții mai mici. Și încă o chestie foarte importantă, să nu grăbiți slăbirea, da? Să nu ascultați pe toți prostăvanii ăștia cu slăbiri extreme, că vine vara, trebuie să aveți corp de plajă, trebuie să slăbești acum foarte mult. Nu, frate, nu face chestia asta, o să te atârne pielea. După aia o să pui toate kilogramele la loc, după ce o să termin cu perioada de slăbire. Nu fi prost. Am trecut prin chestiile astea, crede-mă, îți vreau binele. Mai uite-te la clipurile mele, mai uite-te, mai învață o grămadă de chestii, pentru că nu pot să spun acum toate chestiile într-un singur clip. Eu sper că v-am motivat, sper că ați învățat o grămadă de lucruri și din clipul acesta. V-am zis, uitați-vă și la alte clipuri, pentru că am sute de clipuri pe acest canal. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez în fiecare zi. Iar dacă vreți să mă angajați să vă fac o dietă personalizată sau un program de antrenament personalizat sau amândouă plus o monitorizare în fiecare zi, da, timp de o lună de zile, nu uitați să înscrieți pe Instagram sau pe Facebook la Miere TVO, luăm acolo legătura. Iar dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro de cele mai bune produse apicole din țară la cele mai mici prețuri. Avem zeci de reduceri, iar calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole și ce pot să vă spun este că lucrul ăsta mă diferențiază de toată lumea, pentru că eu n-am mai văzut pe nimeni din industria fitness-ului care să recomande suplimente apicole. Să zică mâncați miere, să arate că mănâncă miere, să arate că mănâncă polen, să arate că mănâncă păstură, orice, da, orice produs al stupului, orice produs apicol. Nu am mai văzut lucrul acesta. Dacă vreți să fiți urși, să slăbiți frumos și să pielea să fie întinsă pe voi, ascultați-mă pe mine, mâncați și produse apicole, mâncați tot ce vă doriți voi, aveți grijă la cantități, aveți grijă la câte calorii mâncați în fiecare zi, dacă mâncați prea mult și cântarul crește sau nu scade, încercați să mai reduceți puțin din porții, nu săriți peste mese, dar tot atâtea mese trebuie să aveți pe zi, încercați doar să mai reduceți din numărul de calorii de la fiecare masă. Dacă slăbiți prea repede, încercați să mâncați mai mult, pentru că la fel iarăși nu este bine, deci nu trebuie să o dăm nicio extremă, în nicio dietă din asta extremă, să slăbim prea repede, că după aia o să vă atârne pielea și nu cred că vă doriți lucrul acesta. Și bineînțeles, dacă mâncați prea puține calorii,
calorii, nu o să puteți pune masă musculară în același timp, foarte important. Trebuie să ai un număr de calorii totuși cât de cât mare, adică să-ți permită să fii într-un deficit caloric, să slăbești, dar nu să slăbești prea mult, că dacă slăbești prea mult înseamnă că mănânci prea puțin și dacă mănânci prea puțin nu poți să pui masă musculară, da? Haideți că vă promit eu, după ce o să terminăm cu programul ăsta de slăbire, cu singura transformare documentată, da, cu transformarea mea live, vă promit eu că o să facem clipuri foarte, foarte multe, foarte dese, o să pun câte 2, 3, 4 clipuri pe săptămână și o să vă învăț o grămadă de chestii, o să tratăm toate subiectele. Vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat, care ați lăsat like-uri, care ați lăsat comentarii, mesaje. Susțineți-mă în continuare pentru a ajunge clipurile mele la cât mai multă lume. Acest canal nu este monetizat și nu va fi niciodată, așa că vă urez numai bine. Iar până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem din school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Pe de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantaloni rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Catru film prost de la Hollywood. Trăiesc FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem din school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Pe de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantaloni rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdul. Catru film prost de la Hollywood.